diferit, condiții un pic mai extreme decât la New York. Am simțit că acest concept de bubble era un pic mai strâns, spațiu mai limitat, dar la fel ca de fiecare dată ne adaptăm și jucăm în orice condiții. Nu a mai contat că a fost frig, că a plouat foarte mult, au fost zile lungi. Până la urmă am încercat să facem ce am putut mai bine, să fim pregătiți la meci, să ne păstrăm o atitudine bună pe tot timpul turneului. Se poate spune că au contat? Poftiți? Ceva mai mulți suporteri au contat? Un pic mai mulți, da. Am simțit mai puțin și poate și datorită vremii. În orice caz, cred că această trecere se va întâmpla treptat. Am simțit cum fiind un spațiu mai restrâns și doar prin faptul că stafful lor era acolo, făcea ca să simțim că e foarte multă lume în jur față de cum a fost la New York. Infrastructura de la US Open fiind mult mai mare. Dar chiar și așa, mă bucurăm de experiența asta. Se poate spune că din punct de vedere competițional a fost cel mai ciudat an pe care l-ai trăit în cariera ta? Foarte diferit. N-am jucat niciodată în astfel de condiții. Ne place să jucăm cu public. Ne place energia care vine din tribune. Ne place să avem și libertatea să ieșim în oraș, să trăim cu adevărat această experiență sportivă, nu numai pe terenul de tenis. Și un pic ciudat să stai numai în camera de hotel și numai la teren toată ziua, pentru că nu ai voie să ieși nicăieri, ești precaut din cauza condițiilor. Ați aflat și voi că cei care au fost găsiți pozitiv au fost imediat scoși din turneu și cred că toți jucătorii au fost foarte responsabili acolo, dar este un nou fel de a juca tenis, de a participa la turnee, dar este un pic mai dificil, trebuie să te pregătești foarte bine mental pentru condițiile acestea. E ceva nou pentru noi, noi pentru toată lumea, inclusiv interacțiunea cu cei câțiva suporteri, că n-aveam voie să aruncăm o manșetă în tribună, pentru că nu se mai practică gesturile acestea. Nu mai aveam voie să semnăm un autograf pentru un copil care venea la noi după meci. Foarte ciudat să spui nou în condițiile astea. O plângere surprinzătoare a Simonei. Mai sunt și zile din astea proaste? Mai sunt zile foarte bune ale adversarilor. La cât am urmărit din meciul Simonei, am întâlnit o jucătoare care... cum întâlnește de obicei o jucătoare care n-are nimic de pierdut și intră pe teren, lovește în toate mingile. Surprinzător scorul, dar poloneza a jucat foarte bine. Tot turneul vorbea de ea, vorbea de cum a eliminat-o în primul tur pe finalista de anul trecut. Deci nu este un șoc. Evoluția e bună, tenisul ei bun. Simona cu siguranță s-a luptat până la final. Am văzut că a încercat să rămână meci și să întârzie evoluția asta bună a adversarei, dar asta se întâmplă. Ți-ai programat vreo vacanță? Visezi la o vacanță? Visez la natură, la aer, la ieșit din această bulă în care am stat atâtea săptămâni. Trebuie să fiu responsabil în continuare pentru că mai urmează o serie de turnee și o serie de turnee care va fi jucată în același sistem de a fi în bubă, de a fi testat când ajunge acolo. Deci în continuare responsabilitate mare ca să putem încheia anul jucând. Horia, apare că... prima dată acum după atât de mult timp în camera de hotel. Poftim mai repede. Unde vei merge acum după atât de mult timp în camera de hotel? La munte? Acasă, în primul rând acasă, dar simt nevoia de natură, simt nevoia de o ieșire la munte. Nu am multe zile, următorul turneu fiind cel de la St. Petersburg. Am nevoie de un pic de odihnă, refacere, recuperare, fizioterapie, dar cred că voi reuși să merg la munte pentru măcar o zi. Horia, pare că Europa începe să se închidă din nou. Ești pregătit să te antrenezi iarăși în România fără turnee? Cehia au anunțat deja că vor să instaureze starea de urgență.
Da, am trecut prin experiența asta odată și am fost bine. Nu se încheie lumea cu turnele de tenis, deci dacă așa va fi cazul, mă voi bucura de timpul acasă, cum am făcut-o și acum câteva luni. Și așteptare plăcută. Da, mai sunt două.